Replici dure au fost schimbate ieri în Parlament între Liviu Dragnea și Dacian Cioloș. După discursul premierului, președintele PSD i-a spus acestuia că nu a vorbit în limba română, ci în limba tehnocraților, o limbă ruptă de realitate și străină. După discursul premierului Dacian Cioloș de ieri din Parlament, Liviu Dragnea l-a criticat dur pe acesta, afirmând că tehnocrația a devenit sinonimă cu incompetența, adăugând că incompetența ucide. Mai mult, președintele PSD a spus că premierul nu a vorbit în limba română, ci în limba tehnocraților, despre care a spus că este una ruptă de realitate și străină. Astăzi, domnul Cioloș nu a vorbit în limba română. A folosit limba tehnocraților, o limbă care sună străin și o limbă care este ruptă de realitate. Reacția premierului Cioloș a fost pe măsură, astfel că acesta a revenit la microfon, afirmând că nu vorbește și nici nu vrea să învețe limba română a demagogiei, a populismului, a spune lucruri doar de dragul de a da bine. Domnul Dragnea îmi spune că nu înțelege româna pe care o vorbesc. Nu știu, probabil, eu nu vorbesc și nici nu vreau să învăț limba română a demagogiei, a populismului, a spune lucruri doar de dragul de a da bine. Mi-ați cerut cifre și am venit și v-am adus cifre. Mai mult, Dacian Cioloș a avut o replică și la afirmația potrivit cărea creșterea economică nu se vede în buzunarele oamenilor. Spuneați că creșterea asta economică nu se vede în buzunarele oamenilor. Poate nu se vede încă în buzunarele oamenilor, chiar dacă vă spuneam de o creștere a veniturilor cu 12%. Deci poate că încă nu se vede în buzunarele oamenilor. V-am spus ce considerăm noi că trebuie făcut și ce am făcut anul acesta ca să se vadă în buzunarele oamenilor. Dar poate problema este că această creștere anul acesta nu s-a văzut nici în buzunarele clientelei politice. Și probabil că asta afectează mai mult. Și limba aceasta română, probabil că nu știu și nici nu vreau să învăț. Limba română pe care eu o vorbesc e una directă, e una clară, a spune lucrurilor pe nume